Ambície jednotlivca nesmú byť dôležitejšie ako osud krajiny, ktorej hrozí chaos. Prim-ministrul slovac a anunțat că i-a prezentat cerere de demisie președintelui Andrei Kiska, menționând că dacă aceasta îi va fi acceptată, este gata să plece imediat. Declarația a fost făcută după o întâlnire cu șeful statului, scrie Ager Press. Totuși, potrivit premierului, țara riscă să alunece în haos dacă actuala opoziție preia puterea. Anterior și-au prezentat demisiile ministrul culturii și cel al afacerilor interne. Jurnalistul Ian Cuțeac, împușcat mortal împreună cu logodnica sa la finele lunii februarie, investiga corupția și presupusele legături între responsabili politici slovaci și oameni de afaceri italieni suspectați de legături cu mafia calabreză. Asasinatul a provocat criză politică în țară, iar mii de persoane au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva corupției, dar și pentru a cere plecarea din funcție a premierului.